câți ani ai? Am 23 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Și la 23 de ani pilotezi o astfel de jucărie. Cum ți-ai descoperit tu pasiunea? De unde a pornit totul? Păi acum un an, aproximativ un an, alături de tatăl meu, am decis să ne apucăm de aviație. Ne întorceam dintr-o escală, ne-am gândit că am stat foarte mult și am așteptat, am zis că am putea să zburăm și chiar să o facem noi. Și așa am ajuns să pilotăm. Robert, ți-au plăcut întotdeauna avioanele? Adică de mic copil erai atras de zona aceasta aviației? Cumva ai moștenit această pasiune din familie, tatăl tău poate? Din familie am moștenit pasiunea pentru mașini, mai exact pentru curse, pentru Formula 1. Avioanele au venit acum, mai de curând. Asta pentru că știu că tu ești și un fost pilot de Formula 2, nu-i așa? Deci obișnuiai să te afli și la bordul unor mașini extrem de periculoase din punctul meu de vedere. Pentru că tu îmi spui că ești fost pilot de Formula 2, trebuie să-mi spui ce înseamnă Formula 2 față de Formula 1 sau Formula 3, pentru că eu ca și fată îți dai seama că nu știu și nu fac diferențele. Și să-mi spui și cum te-ai apucat tu de toată treaba asta, care poate părea periculoasă. M-am apucat la vârsta de 7 ani, am început cu kartingul național, am avut performanțe destul de bune în estul Europei, după care am început să alerg internațional. Ai terminat o facultate de business, nu? Da. O facultate de business la Londra, totuși diferit cumva de pasiunea ta. Părinții tăi ce au zis în momentul în care tu le-ai spus că asta își doresc să faci o anumită perioadă de timp? Nu le-a fost frică? Nu știu, să te împingă spre pilotaj? Nu, pentru că tata și-a dorit întotdeauna să fie în Formula 1. Când a văzut prima dată Formula 1 la televizor, a zis că a trăit degeaba pentru că nu este acolo. A, deci tatăl tău și-a dorit. Da, și a încercat să-și trăiască visul prin mine. Este un sport în care trebuie să investești, da, cred că, niște cam bani frumoși. Cam cel mai costisitor sport. Ai avut vreo experiență neplăcută? Vreo accidentare? Că bănuiesc că sunt destul de multe și trebuie cumva să te aștepți la un moment dat. Toți pilotii au avut accidentări, da. Toți pilotii au avut. E imposibil să nu te lovești măcar o dată. Și care a fost la tine acea dată? Sau cum s-a întâmplat? A fost mai multe. A fost ceva gravă, foarte grav? Niciuna gravă din fericire. Mie îmi place viteza foarte mult, iar în... Deci ești viteză mare? Da, viteza și înălțimea sunt întotdeauna prietenii tăi. Robert, să te trezești așa dimineața și să te gândești, mă, unde plec? Hai, plec la munte, hai, poate plec la mare, hai, poate plec în altă parte, mă duc frumos, vin aici pe aeroportul din Băneasa, iau avionul și am plecat. E destul de bine, ce pot să zic? Părinții tăi ai fost? I-ai avut ca pasageri? Da, da. Cam cât costă un astfel de avion, Robert? Avionul acesta este chiar de vânzare. Serios? Da. Doritori, dacă doriți să cumpărați un astfel de avion, cam la ce preț? 340.000-330.000 de euro. 330.000 de euro. Este un avion destul de vechi, are 1050 de ore deja zburate. Cam ce an de fabricație? 2004.